Noi modificări în domeniul asigurărilor RCA. Șoferii care provoacă accidente grave vor fi aspru sancționați. Ar urma să plătească și cu 80% mai mult pentru polițele obligatorii. În schimb, cei care nu sunt implicați în evenimente rutiere vor primi bonificații consistente. România e campioana Europei la accidente rutiere. Cu toate acestea, doar 3% din șoferi primesc penalizări la reînnoirea poliței RCA. În prezent există 8 clase de bonus și 8 clase de malus. Un șofer pleacă de la clasa B0 și dacă timp de un an nu provoacă niciun accident rutier, ajunge la B1. Însă, dacă este implicat într-un accident auto, de la B0 ajunge la M2, pentru că îi se scad două clase. Problema e că cele două clase se scad indiferent de cât de grav este accidentul, indiferent dacă vorbim despre o tamponare ușoară sau de un accident cu persoane rănite sau decedate. Așa că Autoritatea de Supraveghere Financiară vrea să modifice sistemul bonus-malus. Valentin Ionescu, director ASF: atunci când sunt accidente rutiere soldate cu vătămări corporale, scăderea în sistemul bonus-malus să fie maximă, de 8 clase, de la B8 sau de la B0 la malus 8. Nu e normal să avem severitate mare, dosare de daună din ce în ce mai scumpe și să lăsăm penalizarea similară pentru un accident minor și pentru un accident grav. Șoferul vinovat va avea o penalizare de 80% la polița RCA. Spre exemplu, un conducător auto din București care are acum clasa B1 și care plătește RCA 1750 de lei, ar urma să achite în urma unui accident grav 3150 de lei și să treacă de la B1 la M7. În schimb, cei care sunt disciplinați vor fi recompensați. Modificările s-ar putea aplica de anul viitor, însă tot de atunci ar urma să plătim cu toții mai mult pentru asigurările obligatorii. Motivul: dispare plafonarea tarifelor RCA și legea RCA se modifică, astfel că șoferii vor fi monitorizați în trafic pentru a fi depistați cei fără poliță valabilă, relatează observatornews.ro.